Atacul de panică este un episod neașteptat și intens de teamă și anxietate. În majoritatea cazurilor se declanșează brusc, fără avertisment și fără un motiv evident. Medicii psihiatri spun că atacurile de panică repetate au consecințe negative asupra sănătății, care duc la depresie sau creează probleme în viața profesională și personală. Cei care am traversat cu tremure, spre exemplu, neliniștea, panica, teama, frica care te paște într-un asemenea, este un exemplu aleator, da? În felul acela se manifestă pacienții noștri care dezvoltă un atac de panică fără ca pericolul iminent să existe în mod real. Simptomele includ palpitații, creșterea ritmului cardiac, respirație rapidă sau senzația de sufocare, dureri de cap, amețeală, tremuri, transpirație, dificultăți de înghițire și senzația de uscăciune a gurii, care duc cu gândul la alte boli. Peste 90% dintre pacienți au convingerea că au o altă boală, dar este vorba de atac de panică. În unele cazuri, aceste simptome pot fi însoțite de teama de moarte sau teama de a nu înnebuni sau a pierde controlul. Mi-a fost dat să văd oameni care, în loc să meargă la psiholog, la psihiatru, au traversat, au parcurs alte servicii medicale pentru că se adaugă somatizările, angoasele se cheamă, deci anxietatea, fixațiile pe un organ. Ceea ce reprezintă o problemă este că doar o persoană din trei care suferă de atacuri de panică primește un tratament adecvat, spun specialiștii. Atacurile de panică pot apărea la oricine, până la 75% dintre oameni fiind susceptibili să facă odată în viață un atac de panică.